Bun, și să citim cele două rugăciuni de început. Imediat să dau share la ecran. Share screen, share. Bun, și intrăm în PowerPoint-ul care ne trebuie. Cam asta ar fi. Dacă vrea cineva să mă ajute să citească cele două rugăciuni de început. Hai că le citesc eu cât mai pot. Bine, te rog. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toată ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Bun. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Sangha, Dharma și Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Mulțumesc mult de tot, Lucica! Da. Bun, foarte bine, foarte bine. Hai să vă arăt ce vă povesteam, ca să știți, până pun eu link-urile. Deci o să mai fac aici încă un folder. Deci aici deasupra, chiar deasupra de jurnal de meditații, undeva aici sau chiar, nu știu, undeva pe aici, prin zona asta, o să pun recapitulările și le pun pe toate aici. Da? Deci mai fac un folder de ăsta și o să fie, dar până atunci, să vă arăt pe YouTube. Deci pe YouTube când intrați și căutați canalul șlefuitorului, care nu e șlefuitorului, deci canalul Acidarma, cum ar veni, da? Care nu i-am schimbat numele probabil încă, dar oricum o să urmeze la un moment dat, să vedem. Deci este această siglă de aici, da? Și adică știți să ajungeți la canalul ăsta video. Sper că da. Mă rog. Deci aici avem ultima recapitulare, vedeți? Ele sunt puse și pe playlist-uri, cred, sau sper că sunt puse pe playlist-uri. Imediat să mă uit la channel pe aici pe undeva. Meditații, dar și mai găsim aceste de-astea. Deci dacă intrăm la învățături pe site, da? Știți că acestea sunt, Tonglenul este pe 10 practici utile, da? E pe practica zilnică, știți, bănuiesc, da? Intrăm aici la 10 practici utile să găsim Tonglen, care este practica numărul 3, da? Se înregistrează, deci veți vedea și după aia, dacă n-ați. Bun, și aici la Tonglen avem toate videourile de când am înregistrat cu Gabriela, dar la final de tot sunt recapitulările care sunt puse numai 1 și 2, urmează să punem și 3 aici, dar ele sunt și aici. Deci aici sunt recapitulările făcute acum anul ăsta, practic, da? Dar probabil că, nu știu, aici cred că e cel mai bine și cred că sunt organizate pe playlist-uri. Asta e playlist-ul de Tonglen și la final de playlist de Tonglen sunt recapitulările. Mă rog. Dar ideea este că o să pun link-ul pe grupul de WhatsApp și pe grupul de Facebook. Uite că ultimul video ăsta nu a fost pus în playlist, dar e ok. Deci ăsta ar trebui save to playlist. La Tonglen aici ar trebui pus în playlist. Bun, și apare ultimul în listă. La fel și videourile după ce sunt procesate de Dorin, cele de marți, vineri dimineață, tot aici dați de ele, da? Sau meditații și așa mai departe. Deci puneți-vă un bookmark la chestia asta, la YouTube-ul ăsta. Sau dați și voi subscribe, dacă tot sunteți de-ai casei, ca să știți când se mai pune un video pe aici, pe acest canal de YouTube. Bun. Asta fiind zis așa puțin cam pe unde ce sunt fiecare. Ia să vedem aici. Linkul pentru lunea de astăzi seară este, uite, aici. Bun.
Așa, o să lăsăm, o lasă mai piu, eventual, nu contează, și intrăm în tema. Tema care este aici și rămăsesem la întrebarea numărul 8, din ce mi-aduc eu aminte, din tema numărul 4. Dacă vrea cineva eventual să facă o recapitulare pe această porțiune mică din sutra inimii de data trecută, legată de conceptul de vacuitate și să explice un pic de tot cine vrea, ce vrea să zică Buddha în sutra inimii prin acea frază. Așa, ca să reluăm puțin din ce am vorbit data trecută la întrebarea numărul 7. Vrea cineva să zică? Că nu e foarte greu. Mai ales că scrie și mai jos, deci se vede, deci e ok, nu? Ia să vedem noi pe cine scoatem la tablă. Scoatem pe cineva la tablă sau nu scoatem pe nimeni la tablă? Ia spuneți. Eu mi-am așezat aici să vă văd mai bine. De ce nu există ignoranță? Cine vrea să zică? Dar voi m-auziți? Bănuiesc, sper. Adică se întâmplă. Da, bă. De acei budași care au atins emptinessul. Nu. Are legătură cu vacuitatea. Deci fraza asta are legătură cu... Uite, scrie și puțin mai jos. Uite ce scrie mai jos. Ia uite. Păi da, se referă la vacuitate. Păi în ce fel? Ce înseamnă nu există ignoranță? Ce înseamnă nu există ignoranță? Nu există ignoranță în sine. Așa. Și după aia ce nu mai există? Mai, în continuare, ce mai spune? Eliberarea de ignoranță, nu? Sau cum era? Da, eliminarea ignoranței există în sine? Nu există. Nu există. Deci eliminarea ignoranței, nici ea nu există în sine. Nici ea nu există în sine. Foarte bine. Și tot așa până la... Lipsa, deci nu mai vorbim de îmbătrânire sau moarte, că nici ele nu există. Da, da? Prin sine, atenție, da? Deci totul e acolo când Buddha zice nu există ignoranță, de fapt zice nu există ignoranță prin sine, da? La fel da. Și lipsa acestei, mă rog, eliminări a bătrâneții și morții. Eliminări, nu există bătrânețe, nu există eliminarea bătrâneței. Exact, nu? Da, da. Așa cum vorbesc mai sus cu ignoranță, la fel vorbim despre îmbătrânire și moarte, în aceeași termen, mai conciși un pic, dar este același lucru. Ok? Deci Buddha spune că bătrânețea și moartea... Da, da, nu. Ce vreau eu să spun? Sigur. Da, dar rog, spune. Nu, te rog. Ce vreau eu să spun că acei budași care discutau despre treaba asta erau niște budași care atiseseră emptinessul și atunci înțelegeau ceea ce se spunea, știi? Adică mergeau în profunzime, știi? Sigur, sigur. Bine, vorbim de sutra inimii, când a fost dictată sutra inimii. Na, oamenii care erau acolo erau speciale, adică oamenii, ființele de acolo erau speciale categorii. Dar da. Buddha este cel care a dictat-o, practic, da? Da, clar. Clar, bun. Și acum mergem la întrebarea 8. Să zicem că am făcut o scurtă recapitulare oarecum pe întrebarea numărul 7. Nu mai intru și în celelalte, că nu e cazul. Și spunem așa. Meditația Tonglen se poate practica oriunde și pe orice persoană. Și hai să enumerăm niște locuri unde putem să practicăm și niște persoane pe care putem să le întâlnim în timpul zilei și pe care putem să facem Tonglen. Ne gândim la acele sfere. Știți că am făcut niște sfere, niște cercuri concentrice. Cine vrea să zică chestia asta? Aia e foarte ușor. Păi cred că solul cel mai fertil era nu pe persoanele din familie, oamenii apropiați. Ok. Vorbim despre a ne obișnui să luăm suferința cuiva. Exact. Pentru că avem o ușoară... așa, strângere de inimă, poate când facem meditația, măcar prima oară, să zicem, nu? Corect? Da, da.
Și atunci, corect, unde ne este mai ușor să facem? Pe ce tip de persoane? Cu persoanele dragi nouă, da? Okay. Copii, părinți, okay, familie. Din acest punct de vedere, cercurile concentrice de care vorbeam atunci la lecție, care ar putea fi? Cel mai ușor e să facem pe cine? Pe? Pe noi. Pe noi. Cine a zis noi? Cine a zis noi acolo? Doru sunt. Doru. Bravo, Doru. Așa. Deci pe noi înșine. E cel mai ușor. Că noi ne iubim, să zicem, suficient de mult. Cred eu, adică, na. Corect? Corect. Bun. După care, următorul nivel al cel concentric. Concentric. Ce apropiați nouă, ce îndrăgiți de noi. Așa, rudele, ce îndrăgiți. Ia, mă rog, eu știu. Da, da. Mai departe, lărgim cerc un pic, da? Da, mergem spre neutri, să zic așa. Așa. Doamna portar de la ușă de la birou sau eu știu cine, doamna casieră de nu știu unde, de la Ocean, de la Mega, de la Mol, da? Și mai departe? Pe cei care nu prea, cum să zic, îi agrem atât de tare. Așa, așa, pe ăștia care ne sunt un pic antipatici, da, așa? Se poate și mai departe de asta? De atâta? Se poate și mai departe de asta. Unde, pe cei, eu știu, cei pe care nu iubim, să zic așa. Ok, mă rog, eu i-am inclus în partea cealaltă. Bine, dar, pe dușmani, ajungem la final la dușmani, să zic și așa. Și mai departe, mai merge și mai departe de tot, cercul ăsta concentric, cine vrea să dea o idee așa? Unde putem ajunge cu cercul? Ființele din infern. Foarte frumos. Deci, până acolo s-ar putea să mai fie. Am mai făcut noi o meditație cu Gabriela, împreună, Tonglen, pe, mă rog, pe COVID, cumva. Deci ființele de aici, nu neapărat din infer, dar am lărgit foarte mult. În loc să facem meditația pe o persoană, două, trei, da? Am făcut cu un stadion întreg. Mai țineți minte cum am făcut chestia acolo? Hm? Mă rog, dacă nu, vă uitați un pic, meditație și vedeți. Deci putem duce la un stadion întreg sau la o țară întreagă, da? Atenție! După care mergem în afară de sfera umanității, cum a zis Irina, putem să intrăm și în sfera non-umanității, adică ființele din infer, cum zicea bine Irina. Deci, și putem duce și mai departe cercul. Și după aia sunt locurile. Și acum, locurile sunt și locurile clasice, adică legate de persoane, ați înțeles cu cercurile. Legat de locuri, bănuiesc că putem să facem multe alte locuri, cum ar fi, uite aici, dacă stăm la coadă la autobuz, la policlinică, la supermarket. Care este soluția să facem foarte rapid, să zicem, tonglenul, atunci când stăm la o coadă undeva și avem timp și auzim pe cineva care e supărat sau îmbufnat sau plânge un copil sau de-astea? Cum facem? Cine vrea să zic așa repede, care sunt etapele unui tonglen foarte scurt? Măi, eu nu mai știu, eu știu cum fac eu, adică mai știu. Bine. Dacă așa se face. Mai tot, se preia supărarea, okay, agresivitatea, deci o aduc în inima mea. Dar... O trag, da, așa? O sug, da. O inspir, o duc în inima mea care e deschisă, eu deja vizualizez că este un trandafir cu un diamant acolo și se lovește de ea și se duce și transmit înapoi iubire. Okay, din inima mea. Adică preiau asta, se distruge și apoi o trimit iubire și compasiune și... Ok, super. Cine vrea deci să citească... Light, cum se zice. Etapa light, așa este cum zici tu, mai are o etapă preliminară. Cine vrea să citească ce am subliniat eu pe ecran acum? Care e etapa preliminară care o putem face? Cine? În atâtea situații putem reduce etapele preliminare la una singură, okay, aceea în care ne invităm lama și cerem binecuvântarea. Deci asta ar putea fi o etapă preliminară, pentru că n-ai timp să faci tot, adică, na, vorbim de o chestie care se face repede, într-un minut, adică nici măcar un minut nu durează, poate. Și atunci îți creezi aceste, îți pregătești puțin terenul, ca să ai karmă pozitivă și tot ce trebuie să fie semințe frumoase, invitându-ți lama. Ok? Deci, cumva, și o făceam, mă rog, poate așa, luam, pur și simplu, când simțeam nevoia să fac asta, în autobuz, în metrou, în diverse. În ultimul timp am început să invit și lama pentru că mi se pare mai puternic un pic decât fără, știi, practic. În cazul meu, acum, na.
Da. Bun. Da. Deci, în metrou sunt oamenii supărați, necăjiți, obosiți, puteți să faceți multe chestii bune acolo. Bun. Și am mai vorbit, într-adevăr, uite, acum vorbim de cercuri până la urmă și zicem de cercuri, iarăși, la punctul 9, deci, uite, am zis, da? Cercuri. Cine vrea să facă încă o dată o recapitulare pe cercuri? Vorbim de lărgirea ariei noastre de a ajuta pe cineva. Altcineva, nu Doru, nu Lucica, eventual, vă rog. Deci, am spus că începem cu noi, okay. Da? Mm-hmm. Apoi familia, persoanele apropiate, okay. Prieteni, persoane mm-hmm. oarecum utrei, da? Okay. Apoi persoanele cu, pe care nu le simpatizăm absolut deloc, mm-hmm. ca să folosim termenii. Da. Și apoi pe sufletele din infern. Da, deci aici, pe exemplu, merge până la dușmanii noștri. Dar putem să continuăm până mai departe, da, și în altă parte. Bun. Ce ne recomandă învățătorii? Sufletele flămânde, cred că și la putea. Da, sigur, acum toate ființele din infern, bine, ce, spiritele flămânde nu sunt neapărat în infern, știți că este acel hungry, mă rog, ghost, e tărâmul lor. E și ăla, nu e plăcut oricum, nu e chiar infern, dar e, mă rog, e nașpa, adică. E adevărat că și acolo. Da, deci avem mai multe metode prin care putem ajunge în alte planuri de existență, să le zicem, acolo, în partea aia. Ca să putem să îi ajutăm pe cei care sunt acolo, să le luăm suferința. Bun, acum la întrebarea 10 se pune așa, întrebarea, și mai rog și pe altcineva să răspundă, vă rog eu mult. Legat de ajunge la faza în care facem tonglen pe cei care ne sunt antipatici sau chiar ne sunt dușmani. Ce ne recomandă învățătorii cu privire la această etapă? Ce recomandări ne dau? Lecția a fost o mică recomandare legată de chestia asta. Mai știe cineva? Dacă nu, dau scroll să ne uităm, dar poate cineva știe. Recomandarea e cam măcar o dată pe săptămână să facem pe dușman, de fapt, uh-huh. că ar trebui să eliminăm și se, chiar și se și întâmplă chestia asta, cercul dușmanilor practic să nu mai existe, cum e cazul meu. Am încercat să caut pe dușman, dar am mers puțin înapoi spre centrul cercului, nu am mai găsit activ, cu ghilimele de rigoare. Deci asta e ideea, mergem pe dușman, că tot din proiectele noastre sunt și... practic. Da. Deci recomandarea învățătorilor este să nu așteptăm până ajungem în acest stadiu, adică o dată pe săptămână, cum zicea Doru, putem să încercăm să facem tonglen pe o persoană care nu ne place. Doru, poți să găsești persoana care apasă pe butonul roșu, că trebuie să fie, nu există așa ceva. Auzi, Liviu, cred că da. Se poate face și pe persoanele care ne știm că ne dușmănesc, ne invidiază. Nu neapărat. Tot asta înseamnă. Noi... Da, ok. Da. Acum depinde cum definești tu un dușman. Că poate să nu fie activ, să nu știu, nu, habar n-am. Eu chiar nu știu să definez bine cuvântul. Adică știu ce înseamnă, dar fiecare cred că are alt înțeles. Da. Un mic precizare pentru Lucica. Da, te rog. Așa. Ideea cu dușmanul. Pentru partea cu dușmanul, a face tonglen pe dușmani. Ideea e că, ca să zic așa, efectul cel mai puternic este referitor la sentimentul pe care l-ai tu față de persoana respectivă. Adică cu cât îți este ție mai greu să faci, cum ar veni să-i dăruiești, cu atât e mai puternic efectul meditației. Deci dacă tu avea dușman, adică în sensul că tu știi că tu nu-i suporți, nu-i suferi și într-adevăr și ei la fel față de tine, e mai puternic să faci tonglen pe genul ăsta de persoane decât pe cei care tu care ești indiferentă, dar ăia te dușmănesc pe tine, adică te urăsc pe tine. Hai să zicem că mușchii mentali se antrenează mai bine. Exact. Exact, acum, uite, da, puterea în sine, nu știu, putem să zicem că semințele plantate de tonglen, acele semințe de compasiune, cred eu că sunt, mă rog,
pe soluri fertile cum ar fi mama, tata, probabil că sunt mai puternice, adică părinții și... Dar mușchii meditației se întăresc foarte bine atunci când lucrăm. Și toată lumea, eu nu cred că este acum cineva care ne ascultă, suntem 10 oameni acum online, nu cred că există cineva care n-are persoana numită de noi buton roșu. Deci există în viața fiecăruia o persoană, măcar una, nu zic două sau trei, care au această... Ideea e că cu cât îți apasă mai puternic butonul roșu, cu atât e mai bine să faci meditația. Da, adică butonul roșu, mă rog, persoana buton roșu, să-i zicem, care poate să fie simpatică de altfel, adică, na... Da. Poate să aibă și bune intenții, n-ai de unde să știi, dar te super când se întâmplă ceva. Da, te ajută. Să știi... Da. Să știți că persoana cu buton roșu n-a mai devenit persoana cu buton roșu făcând tonglen în general. Da? Deci am rămas surprinsă că făcând tonglen pe alte persoane, dar la un moment dat și persoana care era cu buton roșu n-a mai fost cu butonul. Se decolorează. Deci, adică dacă pur și simplu prezența mă enerva fără să spună nimic, fără să facă nimic, dintr-o dată a dispărut. Nu mă mai enervează, mi-e ok, pot să vorbesc, pot să glumesc. Mai există un mic resentiment, unul mic, să zic, de 2%, dar nu se compară cu ce era. Sigur. Deci funcționează, după cum știu. Vacuitatea funcționează întotdeauna. Bun, mergem mai departe la întrebarea numărul 11 și vorbim despre următoarea întrebare. Sună așa. Conform învățăturilor, noi nu putem să schimbăm pe ceilalți, da? Deci asta cred că am stabilit deja. Deci noi nu putem să schimbăm pe ceilalți. Și totuși, cum se face că în urma practicii Tonglen, ei ne par că s-au schimbat? Este cea mai simplă întrebare. Vă rog eu mult și altcineva, dacă se poate, e foarte simplă. Hai. Voi răspunde eu. Bună. Mi se schimbă percepția, adică semințele pe care le avem noi legate de acele persoane se atenuează puțin. Și proiecția în care le va fi dată este una nouă, mult mai blândă. Iar Da, așa este. Deci, noi plantăm aceste semințe față de ceilalți. Le plantăm în noi, distrugem elementele alea negative și, practic, suntem forțați să nu-i mai vedem că-s răi, că-s nașpa, da? Și când semințele astea dau rod, o să zicem, opa, s-a schimbat butonul roșu, numai roșu este alb. Da? Da. Așa funcționează. Prin schimbarea ce avem noi în minte, prin tiparele mentale care avem în minte. Bravo, foarte bine, așa este, da? Atenție, răspunsul nu trebuie să fie ca aici așa motamon chestie, adică trebuie să fie așa cum ați înțeles voi, deci nu, da? Da. Să fie copy-paste de aici, da? Cu cât e mai la liber, cu atât e mai bine, e mai apreciat. Valentin știe că el face niște bizbizuri simpatice pe teme, așa este, da? Îi place să scrie, să scrie frumos, dar e ok, adică puteți să folosești cuvinte de aici, nici plea. Bun, vorbim acum de zeul compasiunii, care îl numește, cum se cheamă zeul compasiunii, și știm, mă rog, o parte din noi știm numele lui pe limba sanscrită sau o parte îl știm și pe limba tibetană. Vedem cine care cum votează, cu sanscrita sau cu tibetană. Și cum e el desenat. Când e desenat, are așa o chestie de jur împrejur, mă rog. Cine vrea să zic? Nu Lucica? Lucica știe sigur. Cine vrea să zică? Hai. Avalokiteshvara? Avalokiteshvara, exact. Cum e desenat acest zeu? Ce are? De jur împrejur. El vrea să ajute pe toată lumea, corect? O, ce Buddha. Normal. Are brațe? Are? Cine zice acum? Mădă. Are 1000 de brațe desenate, atenție, da? În jur de, nu știu dacă sunt fix 1000, nu am să le număr, dar și în fiecare palmă, ați văzut cum are așa palmele de jur împrejur? Ce mai are desenat în mijlocul fiecarei palme? Un ochi? Da, așa seamănă cu un fel de păun, cumva, când avem toate, e ca un fel de rază, așa, știi, mâinile alea toate. Și știe cineva numele lui în tibetană? Hai să vedem. Next level. Irina?
Știi? E simplu. Nu. Apare și în ăsta rugăciunea către Jetson Kappa, numele lui. Bun, hai să-l vedem. E Cenrezig, da? Deci numele lui în tibetan este Cenrezig și Avalokiteshvara este numele în sanscrită. Deci are 1000 de brațe și în fiecare palmă are un ochi, dar mie așa îmi sugerează că e ca un pun, așa, are multe chestii, așa, o chestie frumosică așa de sănată, deci îmi place. Bun, întrebare întrebătoare. De ce se spune că nu trebuie practicată meditația Tonglen? Atenție, deci nu trebuie practicată meditația Tonglen pe profesorii noștri spirituali. Explicați de ce și citați eventual cuvintele înțelepților legate de acest subiect. Ia să vedem cine știe să explice. Are legătură cu vacuitatea. Cu vacuitatea profesorului nostru spiritual are legătură chestia asta. Cine? E ușor, e foarte logic. Dacă e logic, e foarte ușor de zis. De ce? Și profesorul nostru, învățătorul spiritual, vine tot din semințele noastre. Da, sigur. Da, din ce se spune este o prelungire. Păi că te aud când tare, când încet, nu știu, cumva. Am avut niște intervenții și nu m-ați auzit și de-aia mi-am dat seama că e ceva, dar nu știu ce. Deci este cumva ori ca un fir care, nu știu, se mișcă sau, nu știu, ori stai mai aproape, mai departe, nu-mi dau seama, dar din când în când se pierde volumul, cred. Ia mai zi-o, te rog frumos. Hai, încerc să stau aproape. Deci am zis că e o prelungire a lui Buddha, practic învățătorul spiritual e Buddha pentru noi, el este perfect. Da? Ceea ce vedem noi la el e din semințele noastre, deci practic el e oglinda noastră. Noi trebuie să reparăm cu ghilimele de rigoare ce vedem la învățător. Da. Am mai spus, el este perfect și dacă noi vedem altfel, îi luăm din puterea lui. Așa. Da. Super. E un răspuns foarte, foarte fain, de altfel. Da? Deci dacă îl vedem ca pe un om care are probleme și îl vedem ca pe o persoană normală, cumva îl limităm, îi luăm din puteri pentru că noi oglindim în el sau noi proiectăm pe profesorul spiritual această capacitate a lui de a ne duce până la iluminare, cumva și noi și el sau el mai mult își asumă răspunderea de a lua elevul și a-l duce până la iluminare și atunci depinde doar de noi să îl facem să fie acel Buddha care îmi duce până la iluminare sau depinde tot de noi să-l vedem ca o persoană normală și care nu ne mai duce până la iluminare. Și atunci, dacă facem Tonglen pe profesorul nostru spiritual, îi reducem practic aceste prerogative care tot noi le-am proiectat pe el. Deci, mă rog, deci oricum mai dau-o, nu prea ai cum. Da? Da, deci dacă faci pe profesorul spiritual, înseamnă că nu mai e profesor spiritual, pentru că îl faci persoană normală. Cumva acolo este o mică contradicție și atunci nu faci pe profesorul spiritual, tocmai ca să ai lângă tine un Buddha. Da? Cam asta ar fi ideea de bază. Ai vrea cineva să adauge ceva pe chestia asta în legătură cu Valentin sau Sorin sau Mirela, că văd aici cu noi împreună și Mirela? Eu încerc să mai trag așa puțin de voi, dar nu e obligatoriu acum. Că și Diana văd aici. Bună, Diana! Vă urmăresc, foarte dar nu știu bine, ce Mirela. Să adaug. Bine, nu, ziceam doar noi. Ok, în regulă. Dar ați înțeles că proiecția noastră definește profesorul spiritual, de fapt. Adică noi îi dăm aceste puteri, între ghilimele puteri, da? Și atunci, Ana, îi le luăm, practic, dacă mă rog, facem Tonglen pe el, luăm aceste puteri, practic. Da. Asta am înțeles. Bun. E destul de clar răspunsul, zic și eu, deci ok. Și este un maestru tibetan numit Ngul cu Dharmabhadra, da? Care spune așa că în nicio scriptură nu există vreun citat care să spună că învățătorul tău ar avea o problemă pe care tu trebuie să o iei. El nu are nevoie de niciun fel de ajutor de la tine.
Dacă vezi doar problema la el, aceasta este numai o proiecție care vine din karma ta. Da. Deci asta spune maestrul de care am vorbit aici, am vorbit și în lecție atunci când am ajuns la lecția numărul 4. Bun. Ce înseamnă expresia profesorul spiritual este lipsit de orice natură? Și ce implică, deja am vorbit despre asta, dar mai repetăm o dată, ce implică acest lucru asupra modului în care vă veți raporta la deficiențele pe care le vedeți la profesorii spirituali? Explicați importanța deosebită a acestui subiect. Ia să vedem. Nu Doru, poate vrea cineva, please, cine vrea să zică. Că am vorbit deja despre punctul ăsta, dar mai repetăm o dată. Nu te super pe mine, Doru, da? Că mai pus și pe altcineva să mai zică? Nu te super, nu? Nu, e că aici nu e. Încercăm să reținem cât mai mult. Eu vreau să mă implică, rețin altfel, în sensul ăsta. Nu mă taxează nimeni acum. Nu-mi dă notă proastă. Nici după aia nu te taxează nimeni acum. Da. Vrea cineva să zică am vorbit despre, adineori am vorbit. Dacă nu e nimeni curajos, Doru, zi totul atunci. Hai. Ne gândim la vacuitate. În contextul ăsta al vacuității, nimeni și nimic nu are o natură proprie de sine. Deci nici învățătorul. Și deficiențele care le vedem la el? Ce... Deficiențele noastre, practic, fiind proiecțiile noastre, asta e și rolul lui, să vedem ce ne lipsește nouă pentru o curățire, pentru a ajunge la acea puritate care ar trebui să mai repede. Interesant este că profesorul spiritual știe să apese pe niște butoane roșii puțin mai speciale. Deci, dacă ar fi să ne rezumăm la relația de cuplu, unii sunt căsătoriți dintre noi, de exemplu eu sau alții, sau avem parteneri de lungă durată cât de cât, și știți cum este atunci când ai un partener de lungă durată, știe frumos să apese pe niște butoane speciale. E ceva și mai fain. Deci cu profesorul, cu învățătorul spiritual, e și mai fain de atâta, în sensul în care, citindu-te, nu știu, nu contează, ideea că ți-o oglindește atât de bine. Și uneori, am mai citit, am văzut un filmuleț despre, e un lama de prin Tibet, din țara aia unde măsoară ei asta, valuta din țara aia e fericirea sau ceva, mă rog, Bhutan, parcă îi zice, mă rog. Deci e un călugăr tibetan care stă prin Bhutan sau, am uitat cum îl cheamă, dar e foarte, foarte fain tipul. Tot din școala noastră este cum ar veni și povestește despre responsabilitatea care are profesorul atunci când ia un elev. Și trece prin tot felul de istorioare de genul ăsta. Pentru că sunt profesori spirituali care nu apasă pe butoane roșii ca să-i facă viața elevului mai ușurică, dar sunt alții care sunt mai tough și care, adică, și elevul trebuie să fie pregătit să fie apăsat bine, să aibă obstacole, tot felul de presiuni pe el. Mă rog, și asta face parte din munca unui profesor, să știe să apese pe acele butoane și să te facă să evoluezi rapid. Deci cumva e evoluție mult mai rapidă alături de profesorul spiritual, tocmai pentru că acele butoane roșii sunt apăsate puțin mai repede și puțin mai bine. Plus că dacă ți-ai luat profesorul spiritual, nu mai comentezi, scade ego-ul suficient de mult. Deci cam asta ar fi o relație, să zicem, corectă între profesor și elev. Da, bun. Deci așa cum am zis deja, este să nu ne îndoim de lama, să înțelegem vacuitatea. În momentul în care ne îndoim de această putere a profesorului nostru, o să avem probleme, obstacole. Dar dacă îndoiala este eliminată, atunci puterea lui este foarte mare, ego-ul nostru cade la pământ mai repede și atunci lucrurile stau bine. Adică, deși aparent ai obstacole, în mod neaparent avansezi repede. Ați înțeles despre ce e vorba aici în acest paragraf? E cea mai perfectă oglindă este profesorul spiritual. Cea mai perfectă oglindă. Așa cum soția este o oglindă
bună, nu este, poate că am fost, dar este, mă rog, cine n-are încă, soțul, soția e un, o oglindă bună, chiar bună de tot. Mă rog, știți voi mai bine decât mine din viața de zi cu zi lucrul ăsta. Așa că vă zic să nu supărați soțul, soția, partenerii. Dați go jos. O să mai vorbim când o să reluăm la un moment dat lojongurile despre chestiile astea. Antrenamentele mentale pentru o inimă bună. Bun, mergem mai departe la după întrebarea 14. Vreau să înțeles cât de cât ce scrie aici, cred eu. Da? Bun. Tema de meditație. Deci am terminat tema numărul 4. Perfect. Trecem la tema numărul 5. Vreo ultimă întrebare aici, ca să dau foaia acum la tema numărul 5? Nu. Bine. Ok. Deci suntem aici. Doamne, eu mă auziți? Da, te auzim, sigur. Deci, când o să termin toate temele 6, cred că asta este piatra mea de încercare ca să pot să fac restul temelor. Adică, nu știu, parcă mi se pare la nesfârșit că n-apuc să le termin. Deci, uite că am făcut 3 teme și o să le fac și pe săptămâna viitoare pe a patra. Dar, deci, este o proiecție a ta. Tu știi că e o proiecție a ta, această mică problemă, provocare, cum vrei să-i zici. E o proiecție, adică ea nu există în sine, problema asta, da? Clar, trebuie să lucrez cu ea. Da. Ok, bun. Mă scuzați că v-am întrerupt. Nu-i bai. Din păcate, las acolo un pic de text, pentru că așa nu mă lasă ecranul să dau mai sus, că nu merge. Vorbim de cartea Grădina și nu am acum, uite, lângă mine, dar în lecție este copiată în lecția. Știți că în lecția numărul 5 am vorbit despre acea carte foarte, foarte faină scrisă de Geshe Michael Roach, numită Grădina, în care vine maestrul Asanga la un moment dat și îl învață pe tânărul erou din acea carte, meditația Tonglen. Și ne întreabă la întrebare numărul 1, ce știm despre acest mare maestru, maestrul Asanga? Și după cum vedeți deja pe ecran, răspunsul este acolo, el este fratele maestrului Vasubandhu, da? Și maestrul Vasubandhu a scris Abhidharma Kosha. Cine știe ce este Abhidharma Kosha, pe lângă numele acolo care apare și care este tezaurul înțelepciunii perfecte? Sau marele tezaur al înțelepciunii. Depinde cum îl traducem, da? Care înseamnă, de fapt, către. Deci, Abhi, iau ăla de acolo, e biu și dharma. Dharma e realizare supremă. A, B este către și coșa înseamnă tezaur sau cufăr sau de-astea. Deci este o chestie cu înțelepciune perfectă, clară, adică bună, care te trimite către iluminare sau ceva de genul ar fi tradus textul respectiv. Dar Geshe îi mai zice din când în când într-un fel așa mai simpatic. Îl ia neapărat peste picior un pic această carte. Îi numește într-un fel pe oamenii, pe școala care a scris Abhidharma Kosha. Știe cineva care sunt cele 4 școli din budism? Din budism? Vreți să le zic un pic, așa? Care sunt? Da. Pentru că Abhidharma Kosha este din prima școală. Asta ar fi prima școală, da? Prima școală, ce a început să povestească prima școală din budism? Nu vorbim de curente aici, cum ar fi curentul Gelugpa sau curentul Ning... Mă rog, nu pot să pronunț bine cuvântul ăla cu N. Deci sunt curente și mai sunt și școli. Școlile sunt, depinde de nivelul la care au definit vacuitatea într-un fel sau altul. Și primii au fost un fel de ingineri. Primii, Abhidharma Kosha, adică cei care au făcut Abhidharma Kosha, au fost un fel de ingineri și care au zis că orice obiect depinde de părțile sale. Cumva așa au definit vacuitatea, în sensul că nu există acel obiect care nu depinde, care, deci nu există niciun obiect care nu depinde de părțile sale. Așa au definit ei vacuitatea, mă rog, care
la un moment dat se contrazice cu alte elemente, cum ar fi spațiu sau alte elemente care nu depind de părți, cumva, n-au părți componente. Deci ăștia au fost inginerii și inginerii, este să-mi aduc aminte cum se cheamă școala, știe cineva să mă ajute, nu-s logicienii, cred că se numește Abhidharma Kosha, nu. Și la școala Abhidharma îi zicem noi, nu știu exact cum îi zicem, are un nume școala, dar uite că îmi scapă acum și mie numele școlii. Sunt inginerii din budism și le mai zice Geshe contabili. Deci ăștia care contabilizează groază de numere, cifre, chestii și a... În Abhidharma Kosha sunt chestii foarte faine cu cele patru elemente, cu, mă rog, multe, multe chestii care sunt descrise așa mai științific un pic, mai îngerește puțin, da? Și Geshe le zice contabil la colegii ăștia care au fost, mă rog. Și nu e ca și cum școlile astea nu trecem prin ele toate, pentru că mintea noastră evoluează de la una la alta, cum vă o să vedeți. Să-mi duc aminte cum se cheamă Svatantrika, cred că e următoarea. Următoarea școală este școala sutriștilor. Școala sutriștilor sau a logicienilor. Uite, îmi scapă puțin. Am undeva un folder cu chestia asta. Știu sigur că am undeva acum. Unde am eu acel folder? E puțin, probabil să-l găsesc foarte repede. Scheme importante. Văzut că am dat de el repede, gata. Deci aici am niște scheme care le-am extras eu pe rând, pe rând, pe rând de la Gabriela. Una dintre ele este lineajul învățăturilor. Mi-a plăcut mie să-l văd și să-l înțeleg. Alta este cu curentele. Vă ziceam, uite, de curentul Nyingma și Gelugpa, Kagyu și așa mai departe, Sakya, da? Deci ăsta e curentul principal din care s-au la un moment dat în vremea lui Tsongkhapa. Tsongkhapa este cel care crea, să zicem, curentul Gelugpa. Sau, da. Bun. După asta am asta cu liniile lui Panchen Lama, am liniajul nostru, căile și aici undeva avem și școlile. Unde sunt școlile? Astea sunt. Deci, astea sunt școlile budiste. Le vedem pe ecran, da? Deci este calea mică și calea mare, Hinayana și Mahayana. De vă ziceam, uite, școala Vaibhashika, îi zice cumva. Este școala inginerilor sau școala detailiștilor, da? Sau Abhidharma. Bun. Deci ei sunt cei care au făcut Abhidharma Kosha, cei de aici. Cumva maestru Vasubandhu este în această școală. Bun. După care sunt, vedeți, ziceam eu de sutriști, de logicieni. Hai că n-am uitat chiar tot. Da? Deci este sau tantrica. La un moment dat este Svatantrika care este aici. Nu se confunda cu sau tantrica, mă rog, sau trantica. Și asta este Svatantrika. Deci o mică diferență între ele. Sutriștii au apelat ca logică la sutre, în sensul că au adus din nou cuvântul Buddha, efectiv cuvânt cu cuvânt sau chestii de genul, fără o prea multă interpretare, noțiunea de emptiness evoluează de la o școală la alta până la ultima școală, care este cea mai înaltă școală. Nu stau acum să vă zic dacă poți tu, Lucica, să... Gata, am pus pe mute pe Lucica. Deci, scuzați-mă. E ok, ok, în regulă. Adică știm unde e și ce sarcină e, ok. După asta urmează Mind-Only School. Mind-Only School, care înseamnă numai conștiință, este școala care a dezvoltat conceptul de pix, apare aici cumva, așa cum îl predă Geshe prima oară, până când îl înțelegeți mai bine puțin și ajungeți în Madhyamika Prasangika, adică aici în partea asta. Deci Mind-Only School este o școală care face trecerea între școala mică și școala mare, este la mijloc între astea două școli, între Hinayana și Mahayana, îi mai zice Yoga Achara sau Chittamatra, iar chiar și Middle Way sau Madhyamika, vezi, există Madhyamika, mă rog, mă știu dacă citesc chiar bine, Madhyamika, dar mai este Madhi, mă rog, o găsiți un pic nuanțare pronunția la, care de mijloc, care e cea mai înaltă școală, care are un fel de școală, mă rog, secundară. Diferența aici este foarte, foarte subtilă,
la Svatantrika. Nu intru acum în detalii. Am zis la un moment dat când predam comentariul maestrului Kamalashila pe Sutra Șefătului de Diamante, care e diferența între cele două școli de aici, ultimele. Amândouă fac parte din Middle Low School. Deci noi cumva suntem pe ultima treaptă sau ultimul nivel de aici, dar mintea noastră umană, tot ce gândim noi, trece prin aceste etape. Cum n-avem părți? Adică aici se leagă de părți. Pixul are două părți, parte de sus, parte de jos, mina, pasta, arcul și așa mai departe. Deci aici se lucrează inginerește. Dar nu e suficient să lucreze inginerește. Aici se lucrează la nivel de logică, dar logica cea mai bună apare în mind-only. În mind-only se zice că pixul, imaginea luminoasă, se pune peste o bază potrivită. Deci aici apare conceptul de peste o bază potrivită. Aici nu mai apare nici măcar conceptul de bază potrivită. Da? Deci saltul de aici aici, în explicarea pixului sau emptiness-ului, e destul de major. Pentru că și baza potrivită nu există prin sine. Și așa mai departe, nu mai intru în detalii. Deci cumva evoluează ideea noastră de emptiness, trece oricum prin toate aceste patru școli. Și de asta uneori noi învățăm ba de aici, ba de aici, ba de aici. Ok? Asta a fost așa o paranteză despre școli, școlile budiste. Ok? Ne reîntoarcem unde plecasem la maestru Vasubandhu, care este fratele lui maestru Asanga. După cum am stabilit deja. Știți că nici eu nu țin minte toate aceste secole când au trăit ei, dar așa ca nume am început să-i mai învăț un pic cu numele. Și maestru Asanga a primit învățături în mod direct de la Maitreya, da? Care este următorul Buddha. Okay? Și a scris foarte multe cărți foarte importante care le-a primit, să zicem, de la Maitreya, adică au fost dictate, să zicem, cumva, în meditație, în transă, așa mai departe. Bun. Și e o poveste aici legată de mama cu viziunea. Mă rog, unul va fi rege, unul va fi Brahman. Și, mă rog, amândoi dintre ei au ajuns să aibă o importanță mare. Și maestru Asanga, care predă acum tonglenul, practic, la eroul nostru, e foarte, foarte fain, maestru Asanga, și maestru Vasubandhu, care a avut o contribuție covârșitoare la tot budismul. Bun. Hai să vedem acum de ce ne spune maestrul Asanga că meditația Tonglen este modul cel mai bun de a ne crea o lume perfectă în viitor. Și în timp ce voi vă gândiți, eu am să intru pe aici. Voi gândiți-vă, da, la chestia aia, vă rog eu mult. Că vreau să deschid lecția, efectiv, astfel încât să ne uităm și în textul care apare în carte imediat, unde este aici. Deci vorbim de lecție. Lecția numărul 5, cred că este. Și pot să vă indic paragraful respectiv din... Asta este... Da, nu vreau lecția asta. Asta este PPT. Vreau lecția... Lecția. Adică asta. Lecția cu text mult. Vreau. Care o aveți și voi și ați primit-o. Și acolo la voi este și pe Classroom și o puteți descărca și așa mai departe. Și vorbim despre un fragment în care maestru Asanga... Asta este cartea, da? Și începe de aici și tot povestește maestru Asanga, da? Și îi zice despre ce poate să învețe, mă rog, practicând această meditație Tonglen, da? Bun. Vrea cineva să se hazardeze să răspundă la întrebare după Barăt și în carticică ce scrie? Păi nu știu, ar trebui să fie simplu. Dacă meditația Tonglen vine și ne spală tiparele mentale, cu cât lucrăm mai mult meditația Tonglen și curățăm și purificăm mintea, atunci ceea ce vom proiecta va fi o lume mai pură. Din ce în ce mai pură, din ce în ce mai plină de iubire, din ce în ce mai plină de compasiune. Exact. Deci exact calitățile care le dezvoltăm în timpul meditației. Sigur, sigur. Dar există o înșurire logică care este prezentată de maestru Asanga în acest...
Deci cumva, dacă vă uitați în lecție, în lecția cu mult text, nu în temă, care începe la pagina, imediat să vă zic pagina, începe la pagina 2, paragraful din carte, da? Și continuă destul de mult timp această demonstrație logică. Aici e demonstrație logică, să știți. Deci nu e, pare că e mult scris, pare că e roman, e o demonstrație logică aici, da? Bun, și vă rog eu mult să o citiți poate în seara asta, din nou, că aveți fișierul și voi. Și vă rog să citiți acest paragraf, sau cine are cartea să citească din carte. Nu știu dacă aici am scris pagina, dar oricum este mai către final undeva în această carte. Logica este următoarea. Să încerc să ghidez un pic prin chestia asta. Dacă eu îmi dezvolt compasiunea, clar că fac ceva bun. Adică nu cred că este cineva care să contreze un pic argumentul ăsta. E cineva împotrivă la chestia asta? De a ne dezvolta compasiunea? Nu. Nu. Acum, deci, la modul ideal, ce încercăm să facem, plantăm semințe bune cu cei patru pași și așa mai departe, ajutăm o persoană, două, trei, corect? Mă rog, 4, 5, 10. Dacă ajutăm un profesor, ajutăm mai multă lume, ajutăm un doctor, ajutăm mai multă lume. Deci cumva putem crește acest număr de persoane pe care le ajutăm, corect? Corect. Întrebarea este, e suficient să ajutăm, nu știu, 1000 de persoane? Nu. Nu. Care este sămânța, care este, nu sămânța, în ce moment din evoluția spirituală putem ajuta toată lumea, brusc și deodată? Când devenim Buddha. Ok. Și sămânța primordială pentru a deveni Buddha este predată în Aci 4, așa este, Aci 4, da, în care se demonstrează logic existența vieților anterioare și viitoare. Dar cine a fost la Aci 4 și își aduce aminte, a fost o demonstrație logică. A fost primul curs de logică tibetană, partea întâi, să zicem, din logic. Și s-a demonstrat logic că să devii Buddha, există o sămânță foarte puternică care trebuie să fie acolo la bază. Altfel nu există. Nu există budaitatea. Care este sămânța? Este marea compasiune. Și marea compasiune vine din semințe de compasiune, adică, practic. Iar cea mai bună meditație care dezvoltă semințe de compasiune este tomle. Sigur că sunt și alte metode, adică și alte meditații, nu doar tonglen, cele patru gânduri infinite și așa mai departe. Însă, una dintre meditațiile foarte puternice este tonglen, pentru că dezvoltă compasiunea. Dezvoltându-ne compasiunea la un grad foarte, foarte înalt, atunci ajungi la budaitate, ajungi să devii Buddha. Deci există în tot acest dialog care există aici, există o demonstrație logică. De ce există această demonstrație logică în carte? Pentru că tu vrei să ajuți pe cineva și faci tonglen, corect? Încercăm să ajutăm. Și cu toate astea am stabilit în lecția anterioară că nu putem să-l ajutăm în mod direct. Așa este? Hmm? Îmi spune cineva? În lecția trecută am stabilit că, de fapt, nu ajutăm persoana respectivă, dar ne schimbăm noi tiparele mentale. Așa este? Da. Bun. Asta înseamnă că, la un moment dat, eroul nostru aici, în dialogul cu maestru Asanga, începe să revolte puțin, să pună la îndoială, să așa mai departe, da? Zică, dar cum ajut eu? El vrea să ajute mama lui, care era deja oricum decedată, practic. Deci nici nu mai avea cum să o ajute cumva fizic, până la urmă. Dar nici dacă era în viață nu putea să o ajute. Și pas cu pas, maestru Asanga îl ia și arată logic de ce tonglen este cel mai bun mod de a crea această lume perfectă în viitor, tocmai ca să poți să devii Buddha. Ok? Mă rog, deci trebuie citit acel paragraf. Vă recomand să-l mai citiți încă o dată, să înțelegeți logica acelei demonstrații. Sigur că vă puteți lăsa cuprinși de narațiune și să vedeți narațiunea, care e foarte fain, e foarte frumos și atinge inima. El e a la corazon, dar este și logica acolo, nu doar a la corazon.
Ok. Bun. La ce s-a referit maestru Asanga când a spus următoarele lucruri? Deci la final de tot, când vorbim noi de paragraful ăsta care apare aici în lecție, la un moment dat, după ce îi demonstrează de ce este cea mai important lucru meditația Tonglen, maestru Asanga, eroului nostru, da? Uite, și aici este răspunsul elevului. Deci un maestru te face să te ghidează, ca și cum am predat pixul, și la un moment dat tu ajungi să răspunzi, pentru că aia este, te face, te duce la colț și te forțează să înțelegi că singura acțiune de a face o lume perfectă și cea mai puternică amprentă este de a face exact această meditație pe care o facem acum, noapte, asta e vorba când învață el meditație. Bun. Deci ajunge la această concluzie logică elevul din această carte. Bun. Și acum ajungem la paragraful de final, când închide, maestru Asanga face un fel de concluzionare și mă duc la acea concluzionare. E foarte fain, deci este superb textul ăsta, e ceva fenomenal, aș putea zice, deci nici nu am cuvinte. Și te atrage cumva, adică e scris foarte frumos. Bun. Asta este concluzia elevului, atenție. Deci cumva decide că da, o face, practic, adică rezultatul e că da. Și spune așa, trimite-i lumina albă, vorbim de ce trimitem pe expir, da? Și zice, trimite-i lampa, fii tu lampă. Și acum urmează închiderea maestrului Asanga. Trimite apă celor însetați. Transformă-te în paharul cu apă. Foarte frumos. Trimite un prieten celor care nu sunt singuri, care sunt singuri, pardon. Transformă-te în acel prieten. Dacă ești Buddha, oricum poți să faci asta, oricum am stabilit deja, da? Dar e foarte faină concluzia. Fii un iubit pentru cine are nevoie de un iubit. Fii un copil pentru cei care doresc un copil. Fii un arbore pentru cei care doresc să se așeze, să se odihnească și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, întrebarea se referă la acea concluzie care trage maestru Asanga. La ce s-a referit maestru Asanga când a spus? Fii un iubit pentru cine are nevoie de un iubit. Fii un copil pentru cei care doresc un copil. Cine vrea să răspundă la întrebarea aceasta? Este cel mai frumos paragraf în toată cartea, este paragraf, mă rog, e un capitol aproape, mă rog. Este acel capitol cu Tonglen din cartea respectivă. Mai sunt, de fapt, și altele care sunt la fel de frumoase, dar ok, e bine. Cred că aș putea încerca eu. Te rog, Manda, te rog, mersi mult. Cred că se referă la faptul că noi, prin compasiunea pe care o să dobândim practicând Tonglen, o să avem capacitatea de a le alina suferința celorlalți, fiind exact ceea ce au ei nevoie în acel moment. Da. Și astfel, nu știu, o să ne proiectăm semințe care o să ne ajute să vedem cât mai puțină suferință spre deloc. Da. Vă ziceam la un moment dat, chiar în lecția trecută și tocmai ce am vorbit, că am trecut prin ea în ultimele 3-4 întrebări, le-am făcut acum. Am stabilit deja că Tonglen nu l-ajută pe cealaltă persoană, corect? Am stabilit deja asta? Totul lumea ridică mâna sus? E ok? Adică nu... Da? Bun. Cu toate astea, da, ajutăm cealaltă persoană. Răspunsul este aici, în acest paragraf de aici, din Cartea Grădină. Hai să vă zic, este o demonstrație indirectă. Nu e o logică directă, e o logică indirectă. Deci, eu sunt aici, persoana cealaltă este aici, persoana cealaltă suferă puțin, da? Și eu inspir și trimit gândurile mele bune, dar eu îmi schimb eu tiparele, o văd că începe să ridice capul puțin, devine mai ok, da? Dar ea nu se schimbă prin sine, da? Eu o văd că se schimbă, ok? Cumva. Lăsând la o parte persoana asta de aici, noi, plantând semințele alea de compasiune, devenim Buddha, corect? Așa e rezultatul final ăla, este clar. Devii Buddha. În momentul când devii Buddha, ne uităm la paragraful de aici. Și vedem o persoană
care stă puțin plecat, care are o problemă, are o provocare. Mai mult de atât, știm ce se întâmplă în toată viața ei. Fiind Buddha, undeva aici, ne încarnăm ca pentru, eu știu, 5 minute, 10 minute să fim toată viața soțul acestei persoane, soțul, soția, partenerul. Și în vreme de 5 minute, la un moment dat, să-i zicem o chestie care s-o schimbe complet și ea să intră și ea pe calea iluminării. Deci, observați cum indirect am reușit să o fac pe această persoană să se schimbe complet? Nu e o chestie directă, e o chestie cumva indirectă. Nu știu dacă sunt înțeles. Deci, nu pot ajuta când schimb eu tiparele, corect? Am stabilit asta. Dar pot ajuta când? Când sunt Buddha. Când sunt Buddha, pot să eman, să devin pentru cealaltă persoană, care e puțin supărată, are probleme, are provocări diverse, da? Pot atunci efectiv să o ajut. Dar la fel, ajutorul vine tot din învățătură, nu vine direct, adică tot indirect și atunci. Dar e puțin mai bine decât înainte. Dacă înainte am făcut doar tonglen, acum învățătura e foarte profundă și persoana asta, eu știu deja aici, Buddha fiind, știu ce vorbe să-i zic. Zicem că ați văzut filmulețe, au fost pe YouTube, pe Facebook. Era un cercetător care a fost alungat din fața unui magazin de niște chinezi, făcea pipi cumva și pe preș la magazin noaptea. Dar de fapt el curăța toate chestiile aia. Mă rog, după aia văzând camerele la vedere, s-au prins ce făcea și mă rog, l-au lăudat, adică era tipul era foarte îmbolisat, să zice. La un moment dat, Buddha poate să spună piedica, ca tu să se împiedici să vezi ceva. Deci, acțiunile care le face Buddha sunt greu de imaginat și nu sunt ușor de înțeles. Da? Dar sunt mult mai rapide cumva decât atunci când tu faci tonglen, să zicem, cu cealaltă persoană. De-aia zic eu că poți ajuta într-un final. Acum ați înțeles ce zice paragraful de aici? Deci te transformi în acel prieten tocmai ca să-l duci unde trebuie. Bă, pe acea persoană care o prins din urmă iarăși. Timpul și spațiul știți că nu există. Când ești Buddha, nu ai acest concept. Le și vezi, dar nici nu sunt. Adică, mă rog, da? Și atunci știi. Și faci exact ce trebuie ca să o duci unde trebuie pe acea persoană. E mult mai rapidă chestia. Ajutorul e mult mai rapid. Mult mai eficient decât în situația de acum, unde nu e foarte eficient. Bun. Rugămintea mea este de să citiți acel paragraf, da? Pentru că entitatea luminată are abilitatea de a face aceste lucruri, care Maitra Sangha le înșiră la finalul paragrafului de care am vorbit. Bun. Deci e ceva superb. Trebuie neapărat ca să citiți, nu știu cum, dar citiți-o. Bun. Care este ideea practică care stă la baza cercurilor concentrice? Am mai vorbit noi de ea. E foarte, foarte ușoară. Da? E posibil acum să fie despre alte cercuri concentrice. Hai să nu mai facem așa. Da? Vorbim despre eu. Da? Și extindem cercul. Da? Până la toate ființele din lumea noastră. Cumva, ok? Și putem să mergem, cum am spus, mai departe către ființe din alte tărâmuri, da? Ca să extindem și mai mult cercul. Bun. Acum, întrebare numărul 5. La lecția numărul 5. Oare eu și cei din viața mea suferim cu adevărat sau doar ni se pare? Cum se potrivește cu ideea de vacuitate? Asta e o întrebare foarte interesantă. Foarte interesant. Cine vrea să... E un debate aici și aș vrea să zicem mai multe păreri, nu una singură. Începem cu cine vrea. Ia să mă uit încă o dată. Păi nu mai știu că chiar suferim, bineînțeles că suferim, numai că din... Okay. Deci nu ni se pare, corect?
Nu ni se pare, suferim din punct de vedere al vieții convenționale. Ok. Stop, aici puțin, Lucica. Lasă-mă puțin. Mai luăm încă o părere, te rog frumos. Lasă acolo, că e bine până aici. Lasă acolo. Op, ce-ai făcut? Mă gândeam spre când ai ieșit. Asta, Lucica, ești acolo. Bun. Cine vrea să mă zică? Mădă, Valentin, Cristina. Hai. Dați părere. Dați părere. Într-adevăr, așa, suferim. Doar că asta vine din simțele noastre. Deci se potrivește cu vacuitatea. Pentru că noi am plantat acea suferință în trecut. Iar acum percepem, mă rog, același rol. Mai simplificăm puțin întrebarea. Suferim cu adevărat sau doar ne se pare? Cum e aici? E suferință cu adevărat sau doar ni se pare? Cine vrea să mai zic? Diana, te rog. Noi ne proiectăm suferința asta. Nu. Răspunsul este da sau nu. Trebuie să zici. E suferință cu adevărat sau doar ni se pare? Eu vă provoc. Trebuie să vă provoc. Bine, acum se poate. Părerea mea este că doar ni se pare. Așa. Dacă ținem cont de... Eu vă spun din perspectiva mea. Eu de când am aflat de sistemul semințelor, sufăr mult mai puțin. Din punctul ăsta de vedere, consider că ni se pare. Pentru că mi-aduc aminte că tot ceea ce văd e de fapt în mine și suferința mea este redusă sub 50%. Nu mai are aceeași intensitate ca înainte. Uh-huh. O să te rog să-ți ții ideea un pic. Și acum, ce rugăminte am la voi este să nu contrazicem, doar să aducem argumente ori pentru un element, ori pentru celălalt element, da? Deci nu zicem că, să zicem... Ok, da? Nu mai... Dar aducem argumente pentru ori una, ori pentru cealaltă. Te rog, Lucica, pentru cu adevărat, okay, da? Da, deci întrebarea era suferim sau nu? Nu era întrebarea cât de mult suferim. Așa este. Deci, mai întrebarea suferim? Este suferim cu adevărat sau doar ni se pare? Atât. Că suferim mai mult, că suferim mai puțin, că suferința există. Este cu adevărat? Te întreb. Vreau din să o scot de la tine. Din punct de vedere al vieții convenționale este cu adevărat. Nu mă lua cu de-astea filozofice acum. Acum am zis concret. Suferim cu adevărat? Deci nu vreau filozofia acum, vreau... Da, măi, suferim cu adevărat, suferim cu adevărat. Mai este cineva care zice că suferim cu adevărat, în afară de Lucica? Eu aș tinde să spun același lucru. De exemplu, când cineva suferă de boală cronică, da? Efectiv, okay, zburcolește în dureri, uh-huh, cred că acea persoană suferă cu adevărat. Ok. Mai este cineva de părere că doar ni se pare că suferim, în afară de, să zicem, Mădălina? Adică e logic. Aș mai subscrie eu. Te rog. Aș mai subscrie eu. Și de ce? Poți să susții. Asta, te rog, spune. Că prima dată când am răspuns la întrebarea asta, am zis că ni se pare. După aia am mai trecut niște zile, am zis că nu e. Okay, înțelegi? Okay. Da. A fost foarte grea întrebarea. Este simpatică, da, așa este. Deci, cum este? Deci tu spui că doar ni se pare. De ce spui asta? Într-adevăr, eu subscriu la ce spuneam, dă cu că sunt proiecțiile noastre. Ok, și asta înseamnă proiecțiile că noastre doar ne se pare? De fapt, sunt proiecțiile noastre, iar noi ne proiectăm realitatea. Reale. Realitatea care devine palpabilă. De asta e între și între și una și alta. Da, așa este. Ok, mai vrea cineva să mai zică? Eu o să dau scroll să vedem și răspunsul. Eu zic că suferim cu adevărat și suferința există la fel cum există pixul cu care poți să desenezi mustăți. Exact. Îmi place foarte mult. Exact. Sorina, ai pus punctul pe ei. Deci, da, Sorina, mai este o problemă. Făcut un roundup. Da, te rog, Lucica, hai. Dar era important să subliniem concluzia lui Sorin. Ok? Ai înțeles ce-a lui Sorin acum? Bun. Bine, zi. Până la urmă și Buddha ce-a făcut? Da? A vrut, a adus învățături ca să scoată lumea din suferință. Dacă suferința n-ar fi existat, obiectul lui Buddha nu ar fi existat. Ok. Nu, este un pic cam departe de ce a spus Sorin, ce spui tu acum. Da, e adevărat. Eu am mers pe altă logică. Nu. În sensul de logic e departe. Am înțeles. În sensul că tu zici că suferim pentru că Buddha vrea să ne scoată din suferință. Nu este foarte logic ce spui. Nu. Bun. Eu nu spun că suferim pentru că Buddha vrea să ne scoată din suferință. Eu spun că suferim și că suferința este reală pentru că și Buddha
a căutat. Okay. Argumentul tău, care. Argumentul tău într-o dezbatere logică nu ține. Nu ține? Deci, ok. Nu ține. Este invalid. Se numește argument invalid. Deci nu te poți baza pe acel lucru ca să demonstrezi ce am întrebat eu. Din păcate, nu stăpânesc încă bine debate-ul ca să pot să fac un debate cu tine. Dar știu sigur că în momentul ăsta argumentul tău de demonstrație este invalid. Dar argumentul spus de Sorin este foarte valid. Da? Sorin, poți să mai repeți încă o dată acea concluzie? Am zis că suferința există și e la fel de reală cum este pixul cu care putem să desenăm mustății. Bravo, Sorin! Așa este. Deci, Buddha a zis în supra șefuitorului de diamante, în AC6, o să ajungem din nou acolo, cine a fost, a fost de curând AC6 cu Gabriela. Dar când vom ajunge și noi împreună acolo? A spus așa, pe de-o parte, pixul, mă rog, trebuie să iau și un pix în mână, că am aici, că sunt bundan în cameră și am un pix. Pixul acesta nu există. Dar? Prin sine. În sine, normal că dar ele există. Sigur. Deci, în măsura în care acest pix există, așa cum a spus Sorin, și pot desena cu el, pot spune că acest pix este real, corect? Da. Deci, pixul ăsta este real pentru că pot să-l folosesc și pot să-mi fac treaba cu el. Deci, pixul este real? Da. Suferința este reală? Da. Dar nu înseamnă că este independentă de mine, ci este dependentă de mine. Deci, răspunsul adevărat este, nu este că ni se pare, da? Ci că într-adevăr proiecția este reală și funcționează. Deci, noi nu putem defini de fapt suferința, nu putem defini realitatea decât prin proiecție. Nota bene, atenție încă o dată. Noi nu putem vedea realitatea așa cum este ea. Noi doar o putem percepe. Ca atare când vorbim că suferința există, vorbim că suferința există pentru că noi o proiectăm că ea există. Pentru că n-am putea să definim suferința în mod ultim. Pentru că în mod ultim ea nu există. Dar în mod convențional, cum a zis și voi de altfel, ea există. Dar este singurul mod în care putem defini suferința, este modul convențional. Deci noi nu putem defini suferința în alt fel decât în mod convențional. Ok? De asta este această întrebare, un debate foarte bun. Ca să înțelegem că realitatea pe care o trăim, care este convențională și noi ne străduim să înțelegem cealaltă realitate, aia ultimă. Dar nu putem, suntem departe cumva, dar mă rog, ne străduim, da? Facem eforturi să înțelegem înțelepciunea asta. Deci noi nu putem să definim acest pix decât convențional. Acest pix nu există ca realitate decât convențional. În mod ultim nu există. Deci acest pix, în mod ultim, nu există. Pur și simplu, nu există. Dar, el există. Eu pot desena cu el. Dar este singura mea realitate care o pot defini. Eu nu pot să văd altă realitate decât cea pe care eu o proiectez. Acum. Deci, da. Și întotdeauna. Acum și întotdeauna. E adevărat că Buddha vede ambele realități simultan. Este singurul care le vede. Mă rog, Buddha și, da? În mod simultan vede, noi mai vorbim de acea monedă care are două fețe. Am o monedă și am două fețe. Una este interdependența sau karma, cealaltă este vacuitatea. Buddha stă pe muchie, le vede pe amândouă. Noi vedem când una, când alta. Mă rog, când apucăm să le vedem sau le înțelegem sau nu ținem decât una sau alta. Buddha le vede pe amândouă simultan deodată, stă pe muchie la el moneda. Da? Deci vede și calea karmică și interdependența, dar vede și vacuitatea acelui lucru în același timp. Ok? Asta e un Buddha. El vede două realități în mod simultan, mă rog, într-un fel două realități, da, atenție. Dar noi nu vedem decât una.
Adică cea convențională, nimic altceva. Ok? Deci acum dacă ar fi să răspundeți iarăși la întrebarea aceasta sau acest debate, cum ați răspunde? Cum ați concluziona întrebarea asta? Buddha, în concluzionez tot eu, dacă îmi permiteți, vorbeam de AC6, de sutra șefuitor de diamante. La un moment dat, toată sutra este acest pix nu există și așa mai departe. Această suferință nu există, îmbătrânirea nu există și așa. Adică toate astea sunt cum există în sutra. Și la un moment dat, mai spre final, spune așa. Fii atent, nu te poți numi bodhisattva dacă spui că nu există. Deci Buddha atrage atenția. Nu mai știu în ce paragraf de acolo, e mai către final în sutră. Spune așa. Niciodată să nu spui că nu există. Deci niciodată să nu spui că suferința nu există. Ok? Dar modul în care există este cum a spus Torin. Da? Acest pix există. Dar există la fel de iluzoriu precum reflecția unei fețe de om în oglinda unui lac. Acum ați înțeles cum există acest pix? Așa există pixul. E greu de explicat în cuvinte, greu de înțeles la prima vedere, la prima citire, dar pixul nu mai așa există. Iluzoriu. Dar există. Deci cine spune că nu există, să vină cumva la mine să-i facă așa o din aia, cum zicea Sorin, cu o mustață la nas, așa, aici, la... Și există. Cum se face diferența între iluzoriu și... Nu poți. Răspunsul e nu poți. Nu ai cum să o faci. Nu. Pentru că iluzia pentru tine este reală. Pentru un Buddha, iluzia se vede. Dar pentru noi nu. Deci iluzia asta, care noi o trăim, e foarte reală. E foarte... Iluzia asta doare. Iluzia asta suferă. Iluzia asta îți dă dureri de cap. Iluzia asta îți face să pierzi bani. Iluzia asta e atât de reală că de fapt tu o numești realitate. Nu o numești iluzie, atenție. Tu îi spui realitate. Îi schimbăm de numire. putem să schimbăm și denumirea. Stai puțin, ori este iluzie, ori este realitate. Cred că problema, scuză-mă, Liviu, cred că problema este, depinde cum privești. Deci, din punct de vedere convențional, ea este reală. Suferința, din punct da. De vedere, da, suferința. Din punct de vedere spiritual, când începi să te uiți pe partea cealaltă și să înțelegi, ea nu mai este reală. Ea este, da, ca și pixul, are toate, tot potențialul acolo. Deci, da? Într-adevăr, deci este... Cum privești, scuză-mă, Liviu, eu totdeauna când am o problemă, spun așa, din punct de vedere convențional, da, omul ăsta m-a trădat, de exemplu. Dar din punct de vedere spiritual, eu suport consecințele acțiunilor mele, el vine din acțiunile mele. Da? Stop. Dar atunci când te-a trădat, suferi. Așa este? Categoric. Bun, stop. Da. Stop, că demonstrăm logic acum, nu intrăm... Da. Logic. Da, te rog. Și zicem, punct. Și zicem, dacă suferi, te doare, corect? Corect. Cât timp te doare, eu spun că suferința este adevărată. Stop. Corect. Deci, cât timp te doare, că te-a trădat. Nu contează că tu știi că. Dar te doare, corect? Corect. Bun. E reală și adevărată. Când corect. Nu te va mai durea? Te întreb acum ca să dăm și tenta pozitivă totuși. Da. Cât aprofundez faptul că vine din semințele mele, eu spun cum funcționez eu, Liviu. Sigur. Tu pune-o cum trebuie ca să se înțeleagă de ceilalți. Deci eu, cu cât meditez asupra faptului că vine din semințele mele, că am făcut eu acel lucru și că este responsabilitatea mea și că celălalt nu este decât
karma care forțează persoana respectivă să vină, să-mi arate efectul acțiunilor mele, atunci suferința mea începe să se diminueze până dispare. Astăzi i-a certat pe ea mici când au făcut ceva care nu trebuie? Poftim? Astăzi i-a certat pe ea mici un pic așa, că au făcut ceva ce nu trebuia să facă, nu știu, pe acolo? Să zicem că da. Ok. În momentul ăla ai avut în mintea ta instantaneu vacuitatea acelei chestii? Nu. Nu? Corect. Așa este. Multă lume. Nu, deci n-am avut. În momentul ăla te doare. Nu înțelegi și reacționezi, corect? Bun. Deci, ce zic eu este următorul lucru. Cât timp se întâmplă ce am descris eu, suferința e reală. Când, atenție, răspunde altcineva, Lucica, când, în ce moment, suferința nu mai este reală în acest sens al definiției convenționale? Cine poate să răspundă la întrebarea asta? Când nu mai există semințele. Deci nu mai există când efecte. Nu mai există semințele, Sorin? Foarte bine. Când aceste semințe nu mai există? Când le-am consumat. Când le consumăm, Sorin? Vacuitatea. Întrebare, Sorin. Când vedem vacuitatea, am consumat semințele negative sau nu? Nu. Nu. Răspuns corect, Sorin. Bravo. Mai departe, Sorin. Când consumăm semințele negative? Când suferim. Okay. Când suferințele. Și când scăpăm de ele complet? Când scăpăm de ele complet, Sorin? Alea nașpa. Când? Când devenim Buddha. Bola de vezi. La iluminare, bă. Deci, până devenim Buddha, suferim adevărat? Da, corect. Bun. Ok. Deci, asta vroiam să înțelegeți. Că suferim cu adevărat până devenim Buddha. Cu adevărat, real. Corect. Da? Când devenim Buddha? Ce înseamnă Nirvana? E un pas un pic mai înainte. Buddhahood-ul este un pic mai încolo decât Nirvana. Nu intră acum în cele 5 căi în detaliu, să vi le explic. În AC1 o să intrăm în cele 5 căi. Da, asta fac un teasing pentru AC1. Dacă e nevoie. Dacă nu, nu. Deci, Nirvana are o definiție care e dată în AC1. Buddhahood înseamnă ceva în plus peste Nirvana. Dar Nirvana este momentul în care, o să vă zic eu, nu vă pun să-mi zic, pardon, scuze, am mâncat cu gaze, cred, ce am mâncat, din semințe, pare rău, nu sunt eu de vină, sunt semințe. Okay. Ok, deci... este Nirvana. Da, da. Nirvana înseamnă încetarea în urma unei analize amănunțite, pas cu pas, a tiparilor mentale negative și a tendințelor care te duc către rezultatele astea negative în urma analizei pas cu pas. Cam așa arată, deci este o încetare. Nirvana zice așa, ești în Nirvana când ai încetare. Încetarea cui? Încetarea tuturor conflictelor mentale și a cauzelor pentru toate conflictele mentale. Deci nu numai conflictele mentale le încetezi, gândurile negative, ci și tiparele care generează alte gânduri negative, în urma acelei analize pas cu pas, se mai zice, și se mai zice la un dat în prima frază, totală și completă. Deci cam asta ar fi o definiție completă, trebuie să mi-aduc aminte și eu, dar cred că așa este, cum zic eu acum. Fără să vă induc în eroare foarte mult, ci foarte, foarte puțin, poate. Este cumva intervine în urma percepției, direcția vacuității. Asta e un fel de sinonim cu acea analiză pas cu pas. Da? Acea analiză pas cu pas e o chestie sinonimă cu percepția vacuității, dar nu momentul percepției vacuității, ci ulterior se întâmplă. Dar cine o are Nirvana, o are un aria, nu o are altcineva. Deci un aria este cel care a văzut vacuitatea, după care începe să rumege niște chestii, se luminează la cap din ce în ce mai tare, mintea lui devine din ce în ce mai luminoasă, să zicem, da? Nu mai neagră, se aprind beculețele, toate beculețele până la final. La acel final se numește Nirvana, dar este în urma analizei astea, mă rog, element by element sau cumva să-i zic, care vine din percepția vacuității în mod direct.
și este de fapt încetare. Deci, încetarea suferinței și a cauzei suferinței este nirvana. Că este cu fără... Asta e altă discuție, să zicem. Deci, în momentul ăla, suferința încetează să existe la nirvana. Pe lângă nirvana mai este nevoie, că pentru budaitate, de omniscență. Omniscența este un alt obstacol, mă rog, ca să ajungi la omniscență, este altul, e cel legat de compasiune, dacă nu mă înșel. De asta mutează logică, compasiunea este cauza pentru budaitate. E acolo ceva care ne scapă, ceva finuț, dar mi-aduc aminte la un moment dat. Deci, între nirvana și budaitate mai este încă un pas, să zicem. Nu e probabil foarte lung, dar mai există încă un pas. Deci, răspunsul este pentru noi, ăștia, Tsurtong, da? Mai țineți minte Tsurtong, da? Și Pakpa. Tsurtong suntem noi ăștia, este Maria, care suntem normal la cap, gen, da? Normal, mă rog, suntem copii. Pentru Arya suntem copii. Pentru Buddha. Suntem copilași, ne jucăm bebeluși, suntem de 2-3 luni de zile, cum ar veni, ca vârstă spirituală. Deci, suferința există. Pentru cei care au ajuns la nirvana, suferința nu mai există. Și doar atunci nu mai există. În momentul ăla putem să spunem că ni se pare, dacă vreți să ne... știi? Dar altfel, până atunci, ea există și este foarte reală. Lămurit un pic întrebarea asta, cine știe că am stat cam mult pe ea, dar eu cred că, mă rog, ați înțeles puțin mai multe lucruri decât ce scrie aici în momentul ăsta. Da? Lasă că au fost bune explicațiile. Foarte da? Bune. Mă bucur. Da? Oricum da, o să reluăm diverse elemente în ACI 1, în ACI 5, în ACI 4, deci nu e ca și cum nu le reluăm din nou toate aceste chestii, da? Doar să aveți răbdare, asta e tot, este ok. Nu, dar sunt ca piesele de puzzle, cu cât pui mai multe, cu atât încep să percepi imaginea și o să fie. Da. Exact asta. Bun. Întrebarea numărul 6. Ce înseamnă denaturarea minții de care vorbește maestru Patanjali în lucrarea sa Yoga Sutra? Știți că Yoga Sutra nu e o sutră, nu? Dar se numește Yoga Sutra. Dar nu e o sutră. Sutra sunt numai cele scrise sau zise de Buddha. Dar se cheamă Yoga Sutra. Mă rog, deci maestru Patanjali, care este foarte înțelept și el, este extraordinară și lucrarea lui, foarte, foarte faină, comentată parțial de Geshe Michael Roach în cartea care voi deja o știți. Foarte frumos comentată, ca un roman. Spune de denaturarea minții. Ce ar putea să însemne această denaturare a minții? Ce poate să însemne? Fără chestie nașpa, oricum, după cum sună. Cine zice ce înseamnă aia? Denaturată. Că cu mintea asta e denaturată. Ce vrea ea? Ce facem noi acum, cum percepem noi realitatea la ora actuală, ca și cum ar veni din exterior la noi. Da, așa. Zic că ar putea fi chestia asta. Păi, da. Ia să vedem ce spune maestru Patanjali aici. Deci așa, vom ajunge la desăvârșire când mintea va înceta să mai denatureze. Ce înseamnă denaturare? Înseamnă ce a spus acum. Dar vedea realitatea cum trebuie, nu? Da. Denaturare. Da, vedea realitatea. Da, asta spune maestru Patanjali acolo, că este o greșeală. Fiecare percepe... Fiecare percepe în sine... după natura da? Lui. Da, deci percepem că aceste lucruri care le vedem au o existență proprie de sine. Și ne supărăm. În momentul când percepem că soția, care sper să nu mă audă pe tare acum, e ușa închisă. Închide imaginea, da. Nu, că nu mă, de văzut nu mă vede, dar să, așa, da, nu pot să închid imaginea, gen, da. Nu, nu te vedem noi când iei bătaie, da. Ok, da, ok, bine. Da. Deci este foarte greu atunci când na, apare pe ușă și începe să zică o chestie, nu știu, să zicem, na. Ca în ținută cu bucătăria și cu alte de-astea, ne face Geshe. Normal că în momentul ăla te faci mic odată, ți-e frică, dai ca ai stoful de emoții, sentimente. În momentul ăla nici nu te mai gândești la vacuitate. Lasă vacuitatea asta că uite ce se întâmplă acum, știi? Da, și în momentul ăsta înseamnă denaturare. Da? Că vezi lucrurile care ți apar ca având o existență proprie de sine. Și nu e deloc ușor.
de să zici da, adică din prima se întâmplă, cum alergă acum copilașii lui Lucica pe acolo, nepoții ei, și fac o mică prostoare, o fac cine știe ce mai lucru, dai seama. Se joacă și ei și desenează pe-n perete, nu știu, zic și eu. Și Lucica, aoleu, ce-ai făcut, dai seama. Vai, ce-ai făcut, dai seama că na, se supără momentul ăla. După aia zice, aoleu, vacuitatea, vai de mine, ce-am făcut eu. Dar asta e după, știi, dai seama. Mă rog. Da. Deci asta e denaturarea. Bun. La ce ne referim când spunem despre un pix că nu are natura de a fi un pix în sine? Hai, că asta trebuie să știți toți. Cine vrea să răspundă? Hai. Lucica nu are voie că are copilași acum pedepsiți. Dacă vrei poți să răspunzi, ok, nu. Zic și eu așa, hai. Cine vrea? Mădă. Da, deci nu este în sine un pix, pentru că nu e văzut de toată lumea un pix. Perfect! Da, asta este. Da? Pentru că dacă ar fi avut această însușire, câinele de care tot vorbim noi, ar fi trebuit să-l folosească la scris. Simplu. Dar nu-l folosește la scris. Deci, nu are o natură de sine. Nu e un pix. Sau nu este instrument de scris, nici măcar aia nu este, da? Cățelul se uită la pic și zice, băi, omule, ce faci cu acest os de răs? Tu ești ciudat. Ce faci cu el, îl ții în mână? Bagă-l în gură, că acolo trebuie să stea, înțelegi? El e bun, e gustos, are o aromă deosebită de lămâie, ăsta e galben, mă rog. Deci, cum ceea ce faci tu? Eu tâmpenii ce faci, nu înțelegi? Ăsta se bagă în gură, se molfăie și are un gust extraordinar și o aromă deosebită. Ești ciudat că nu vrei să faci ca mine. Așa spune cățelul. Și mai tot, și mușcă. Și mai și mușcă, da. Bun. Deci asta spunem, da? Câinele proiectează și el ce proiectează și are dreptate când proiectează. Nu e că nu ar avea dreptate. Câinele are și el dreptatea lui, bineînțeles. Da? Decalajul de timp. Cine vrea să explice decalajul de timp în rodirea carnei? Și cum se leagă de înțelegerea cauzelor sau de neînțelegerea cauzelor a ceea ce se întâmplă în viața noastră? Cine spune cu decalajul de timp? Cine e curajos? Ai. Grațiela, vrei să spui tu? Vreau să spun că atunci când ți se întâmplă ceva, are o anumită intensitate și îl vezi cu denaturarea minții. În momentul în care și momentul în care trece timp, trece un anumit timp și înțelegi că de fapt provine suferința respectivă sau dintr-o sămânță de-a ta sau din așa, își pierde din intensitate. Ok, nu este vorba despre asta aici. Nu, cu timpul. Vorbim despre rodirea carmei. Deci există un timp între însămânțare până la rodire. Hai să ne uităm un pic în agricultură, ok? În agricultură, dacă tu ești și pe ecran, dacă poți să te uiți, nu știu cum se vede pe mobil, dacă tu ai pe mobil, e posibil să vadă prea bine, dar poate să vadă. Pe tine. N-am dat share la ecran, am dat share la ecran, dar mă rog. Se vede și pe mobil, trebuie să apeși pe ceva ca să vezi ecranul meu. Am găsit aici cu paragraful acela subliniat cu albastru. Bine, nu, dar acum vorbesc de... Acum vorbesc despre întrebarea de aici, acum. Aha. Care am zis așa. Decalajul de timp în rodirea carnei. Deci karma are un moment în care se însămânțează și un moment în care devine floare sau fruct. Da? Și se recoltează. Aceste două concepte îți sunt clare? Da. Momentul în care însămânțăm și momentul în care recoltăm? Așa, ok. Le știi? Da. Adică le înțelegi? Da. Ok. Poți să ne dai un exemplu care vrei tu despre a însămânța și despre a recolta?
poate să fie și să se poate întâmpla să sară niște generații. Nu contează. Sunt generațiile, vorbesc de tine acum, doar de tine. Povestea aceea cu bucătăria. Așa, așa. A lui Ghieșe, da? Când e așa certat copii și așa. Peste câteva zile bărbatul ei s-a comportat urât cu ea. Bun. Deci, momentul plantării este când? Momentul inițial, să zicem, zero, dacă vrei. Și-a certat copiii, da? Bun. Ulterior, peste nu știu cât timp, soțul o ceartă pe ea, corect? Corect. Deci este un timp. E un decalaj de timp, corect? Corect. Care poate să fie foarte mare. Deci, ăsta este ce zice Gheșe și infinitel, adică, dar poate să fie luni de zile, ani de zile sau vieți. Da? În acest decalaj de timp e suficient de mare. Acum, dacă ne gândim la acest decalaj de timp, contribuie sau nu contribuie la înțelegerea sau la neînțelegerea cauzelor a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Acest decalaj de timp are sau nu are un rol în această denaturare de care vorbeam mai înainte? Sigur are. Cum are? Decalajul de timp. Da. Cu cât ai, probabil că ai făcut o sămânță mai puternică, mai ai făcut ceva mai rău, îți apare decalajul mai târziu. Nu. Deci, hai să vrea cineva să explice? Valentin, te-am văzut la un moment dat, cred că erai pregătit să vorbești, nu sunt sigur. Vrei să spui tu, te rog? Deci, cum e cu decalajul? Da. Ideea e că cu cât e mai mare decalajul, cu atât probabilitatea de a înțelege greșit e mai mare. Da. Asta am observat-o din practic. Și poți să și explici de ce se întâmplă lucrurile, adică de ce greșim? Pentru că momentul plantării cu momentul rodirii nu este același. Și asociem evenimentele aleatorii. Într-un mod eronat. Facem corelații greșite. Dar nu știm cu adevărat când și de ce. Provocare. Lucica, exact. Copiii tăi au desenat în dimineața asta ceva pe perete. Și tu ai certat, bineînțeles. Explică decalajul de timp cu această scenă. Păi, copiii mei au desenat pe perete pentru că și eu când am fost mic am stricat niște lucruri cuiva. Și atunci, după ani de zile, poate că doar am zgriat un pic un perete. Bun. La tine. Dar acum, tu te-ai supărat pe ei, că n-ai înțeles, de fapt. Că am uitat fixul, da. M-am supărat pentru că nu ți-ai adus aminte de ceva ce ai făcut nu știu când, nu? Exact. Deci, faptul că nu e unul lângă altul contribuie într-un mod major la supărarea ta, corect? Corect. Dacă atunci când călcăm pe o furnică, ni s-ar rupe o coastă, ce s-ar întâmpla chiar în momentul ăla? Ce bine ar fi că n-am mai călcat nicio furnică. Sau adică când mușcăm dintr-un sandwich cu salam. Mușcăm dintr-un sandwich cu salam și ne cade un dinte în exact secunda aia. Asta se mai poate și întâmpla din când în când dacă e și o piatră, dar să zicem că nu e o piatră acolo, da? Deci, decalajul de timp are sau nu are un rol important în neînțelegerea noastră? Are rol important în neînțelegere. Foarte mare are. Foarte mare. Cel mai important, până la urmă. Nu doar. Din cauza lui se nu înțelegem multe. Da. Facem corelații proaste. Facem prostii, da. Care ar fi o corelație proastă făcută de Lucica dimineață, pentru că, dar nu răspunde Lucica, răspunde altcineva, cine vreți voi. Deci copilașii nepoții au desenat o chestie frumoasă pe un perete, bineînțeles Lucica a văzut, s-a supărat și whatever. Da? Bun, scena este, să zicem, asta. Lucica s-a supărat și acum... Care este corelația greșită care în acel moment a făcut-o pe Lucica să se supere? Nu și-a adus aminte de ce a făcut ea. Nu. Aia e corelația corectă, de fapt. Vorbesc de o corelație greșită. Bine, pot fi mai multe, nu doar una, dar măcar una să-mi ziceți. Una care vă vine vouă ca exemplu. Că din cauza copiilor s-a întâmplat evenimentul, adică s-a smâzgărit peretele ăla. Copiii sunt de vină. Mamă, ce răi sunteți că ați desenat pe perete.
Cine a pus pixul ăsta aici? Nu putea să-l pună în altă parte? Era un pix pe care ei l-au găsit undeva acolo. Pixul ăsta, da? Da. Undeva pe o masă, pe un birou, era un pix. Așa. Și ca zice, măi, cine a pus pixul ăsta? Nu putea să-l pună în locul de pixuri? L-a pus aici, în locul ăsta, ca să-l vadă copiii și copiii să deseneze? Exact. Asta e cu relația greșită, zic. Lucica, nu știu dacă ăsta e cazul, oricum n-a fost cazul, sper eu, dar... Zic bine, Lucica, ce-am zis? Mă rog, Lucica are, se duce la nepoția acum, clar că are o mică... Da, 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 e clar, nu, ok. Da, voi ați înțeles ideea de bază, așa se fac cu relațiile greșite. Pe moment le faci, alea greșite. Nu de fapt, strângi datele contextului, atât. Nu te gândești la anterior, în alte momente. Nu. Asta e problema. Da. Pe momentul respectiv ești atât de focusat pe prezentul ăla, atunci momentul ăla și atât. Exact, da? Și este tragic pentru că acționăm în mod constant pe baza unor presupuneri greșite. De asta ne supărăm tot timpul. Vă acum ați înțeles care e problema? Că ne supărăm. Ne supărăm pe ăla care a pus pixul acolo undeva, unde nu trebuia să fie, cum ar veni. Da? Dar nu ne supărăm pe noi, cei care am plantat, nu știu când, ca acea acțiune să se întâmple. No. Noi suntem perfecți și nu e o problemă cu Doamne ferește. Dar vreau să întreb ceva. Eu am impresia că atunci când ți se întâmplă ceva intuitiv, ai răspunsul la ce ți s-a întâmplat și ți vine răspunsul aproape instantaneu. Uite, din cauza asta mi s-a întâmplat ceva rău, da. Pentru că eu am făcut atunci altceva. Da. Uneori se întâmplă și lucrul ăsta, dar deseori dăm vina... Se întâmplă repede, una după alta sau cum? Da. Nu, deseori dăm vina pe elemente, cum să zic eu, care ne sunt la îndemână. Pe elemente care le vedem ca un fel de vinovat de serviciu, care apar acolo și care sunt în fața noastră fără să ne gândim la ce am făcut noi. Deseori zicem, nu e vina mea. Ok. Cum să fie vina mea că a obținut copiii bret? Da, cum nu? Da, nu. Așa ceva nu există. De cum să fie vina mea că... Valentin, te pot da pe tine exemplu acum că să zic ceva nașpa. Da. Că Valentin n-a trimis tema la timp. Deși a trimis-o, că știu că a trimis-o. De-aia îmi permis să dau pe un exemplu. Da. Eu mă supăr pe Valentin. Valentin, n-ai trimis tema la timp. Da? Dar nu e vina lui, e vina mea. Și imediat fac această corelație greșită. Nu o fac după mult timp, ci imediat. Deci de obicei caut un vinovat din exteriorul meu. Și îl caut și îl găsesc, nu repede, ci foarte repede. Îl găsesc. Păi din interior, da, după o secundă, două, trei, cinci, zece, un minut, două, zece, nu știu, poate bine. Aoleo! Păi de-aia am trimis colegii ăștia temele, că nici nu am trimis temele mele la timp. Au, de capul meu ce am făcut. Am pus-o acum, să vezi cât trag de ei. Ah, mă rog, uite, da, mă rog. Liviu, uite o chestie care mi-a venit acum în timp ce ești spune tu. Probabil că problema noastră sau a unor e că noi luăm în considerare numai elementele cu decalaj timp aproape nul, adică da, aproape exact, zero. Așa este, nu da. Luăm cu decalaj mare. Nu. Cât e mai mare decalaj? Da. Noi numai limitarea acolo, decalajul zero. Numai în alea facem în corelație. Da, plus că noi avem despre noi o părere proprie foarte bună. Noi ne considerăm ar fi perfecți. Noi suntem cei mai buni, cei mai deștepți, cei mai nu știu cum vrei tu, dar cei mai suntem. Corect? Cum să greșești tu? Cum? E vina lui Valentin când a trimis tema? Nu e vina mea? Cum să fie vina? E vina mea. Valentin e de vină. Îmi cer scuze încă o dată. Știu că ai trimis tema, de aia mi-am permis chestia asta. Bun. Deci ați înțeles. Se poate evita sau ocoli înflorirea unei semințe rele? Răspunsul nu este nu. 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 Adică karma este, da, karma este fatală în sensul că odată ce ai plantat-o vine peste tine. Semințele da. Astea, odată ce tine. Ai așa, vine. Deci nu există că nu vine, ci vine. Da. Sunt posibile obiecții? Da, te rog, sigur, mai un cineva, un timekeeper, mai atrage atenția că mai avem 7 minute sau, mă rog, pe acolo prin zonă. Vorbim poate una. Te rog.
Vorbim de decalaj, dar de fapt decalajul ăsta și el e, provine din semințe. Deci eu, probabil și e un lucru bun sau e un lucru rău? Păi, nu știu, probabil că eu am semințe să văd decalajul ăsta. Poate alții nu au semințe pentru asta și atunci ei percep lucrurile instantaneu. Așa este. Se poate întâmpla ce spui tu. Da. Decalajul de timp poate fi un lucru bun că îmi permite să evoluez? Hmm? V-ați gândit la asta? Eu aș spune că da. Ți-ar permite să faci câteva fapte bune compensatorii care să atenueze puțin din rodirea extraordinară a unei karme proaste. Nu știu dacă am explicat bine. Ok. În același timp, decalajul de timp este și un lucru rău, corect? Da. Deci decalajul de timp... Da, că ne duce la neînțelegeri. Normal. Da. El este empty. Decalajul de timp nu are nicio existență proprie de sine. Da, e tot în percepțiile noastre. Exact. Deci poate fi bun, poate fi rău. Exact, că și timpul e din percepția noastră. Existența timpului, orice. Da, ok. Mai întreb, acum, după ce se înflorește sămânța, de exemplu, planta, după ce ai plantat sămânța, asta are așa, okay. Trebuie un decalaj de timp, se materializează, cum s-ar zice, și înflorește, dispare karma aceea. Da, se consumă. În sensul că se consumă, da. Se consumă karma, numai prin suferința împlinirii, cum ar veni. Faptul că semințe infinite. Da, sigur, nu intrăm în ele acum, în acele semințe infinite, că e, e multă discuție pe ele, dar, normal, sunt finite, se consumă, se termină. Însă, țineți minte, am mai vorbit, dar nu cu voi aici, ci în cursul Roata Vieții, care a fost recent, când spunea Gheșe, n-am vorbit eu, dar la un moment dat că am vorbit în timpul unei ședințe comune. Eu, despre asta. Orice rezultat este cauză, orice cauză este rezultat. Țineți minte ce zic acum. Deci, orice floare e sămânță, orice sămânță este și floare. Sau, în momentul în care karma rodește, în același moment și plantezi, nu doar colectezi. Deci, plantatul de care vorbim se face mai mult inconștient decât conștient. În orice secundă. Și acum, în momentul vorbirii mele către voi, eu plantez. Cât de bine, cât de rău, discuție întreagă, nu intrăm acolo. Dar plantez. Voi că mă ascultați, culegeți că vedeți în realitatea voastră pe cineva care explică. Dar în același timp și plantați. Nu doar culegeți. De ce? De exemplu, Valentin mă ajută să țin timpul. Și mi-a zis, Liviu, vezi că m-ai trimit. Bun. Sau, altcineva la rândul lui, după ce explic eu, are un moment de ăla. Bang! Se aprinde beculețul. Face, ba, ăla e o plantare. Altcel, aprinde beculețul, în momentul în care eu povestesc, deci tu culegi, primești, e că zici, uite ce floare, ce floare, ce floare, bang! Ăla e o sămânță mentală, care va genera un alt gând mai încolo, în care tu, prinzându-te de idee, băi, ce tare, ce chestie faină, bang, s-a prins beculețul, beculețul aduce, aprinde alt beculeț și alt beculeț și așa mai departe, până când ajungem la iluminare. Deci, în momentul culegerii roadelor, în același moment și plantăm. În același moment. Da? Okay. E un flux continuu. Este un flux continuu de plantare cu legere în același timp. Ele sunt puțin diferite, nu sunt chiar identice lucrurile, așa este, dar țineți minte că orice cauză e rezultat și orice rezultat e o cauză. Și cu acestea ne oprim aici la întrebarea numărul 9, cum ar veni, care n-am făcut-o și o lăsăm pentru data viitoare, în lecția numărul 5, care apare, uite aici, care e foarte simplă, după cum vedeți, dar să începem cu ea, da? Și hai să facem cele două rugăciuni. Dar tu știi că am început mai târziu puțin, Valentin. Trebuia să mai lași ce minute, dar e ok, e regulă. E bine. Recuperăm, da. Bun. Bine, deci, cine vrea să ne citească ultimele două rugăciuni?
care este, una este mandala, cealaltă este dedicația. Mandala înseamnă dedicăm profesorului Buddha, învățătorilor, lumea perfectă pe care o construim și dedicația vă zic când ajungem acolo. Cine vrea să citească mandala? Pot să zic eu? Se aude? Oh, sau? Da, se aude, se aude, bine. Da, s-aude. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Radhna Mandalakam Niriyatayami. Bun. Și dedicația înseamnă să multiplicăm semințele, înseamnă să dăm semințele care le-am plantat în această lecție, care sunt foarte puternice, către, ca să nu le ținem la noi, le dăruim, ca să le multiplicăm și putem să dăruim cuiva care are nevoie de aceste semințe, să le dedicăm cuiva cui vrem noi. Te rog, Doru. Faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime ce numai din cele două se înfăptuiesc. Mersi mult, așa să fie. Am văzut că v-am explicat pe grup ce cu cele două și cele două, da? Cu Dharmakaya și Rupakaya. O să scriu un articol la un moment dat despre ele, dar n-am avut timp să scriu. Asta e, îmi plantează lipsă de timp. Deci, asta e, ce se face. Bine, pe atunci ne vedem marțea viitoare la o nouă recapitulare în care poate termină și lecția 6, poate da, poate nu. O să vedem. Până atunci ne mai vedem probabil vineri dimineața la traducere. Mâine dimineața avem meditație, știți, dimineața la ora 7, da? Și vă ghidează mai zic la Vinia. Da, așa, la Vinia ghidează. Deci, avem activitățile care le știți că sunt pe site, da? Deci aici pe site vă arăt încă o dată site-ul ca să știți unde să vă uitați, uite aici, da? Deci dăm click pe calendar, pe site și avem calendarul care este ținut la zi, da? În care vedem ce avem săptămâna aceasta ca și evenimente. Bine, păi v-am lăsat. Vă doresc o seară bună, bună. O seară bună, bună. Mulțumesc mult de tot. Și pupă-i pe ea mici, te rog. Pupă-i pe ea mici. Am zis eu așa, dar tu pupă-i, da? Te rog eu mult. Normal. Mulțumim, o seară excelentă tuturor. Seară bună, fel, fel, da? Mai bine. Bun. Păi că n-au nicio vină ei. Nu, noi avem cea mai mare vină, nu? Clar, doar noi clar, proiectăm. Clar. Așa este, da. Bine, vă pup, mulțumesc mult, noapte bună. Noapte bună, pa, seară bună. Pa. La revedere, pa, pa. Pa, 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 Diana, pa. Liviu, rămân puțin. Da, rămân sigur. Vezi că la dedicație, ai văzut că sunt primele trei versuri. Stai să pun. Se pare puțin.